pensia mică, datorii sunt, toate sunt pe capul nostru, apă, gunoi, de toate. Și pensia mică. Mai puteți, doamnă? Ce să mai pot, domne, că nu mai pot. Bolnavă, tromboloză la cap, plămânii, picatul, toate s-au adunat. Și nu-ți bate joc de noi. Trăiți acum? Păi din pensia asta 10 milioane care le-am. Aveți 5 lei în mână, ce cumpărați cu ei? Pâine! Pâine și uitați, acum mă duc să iau tratamentul. Uitați, la băiat bolnav, schizofrenic și o pensie de rahat. Asta nu știu ei, îți bate joc de noi. Atât aveți 5 lei 50 și mergeți să vă cumpărați o pâine? Da, da, uitați, două pâini de aici. Nu vă permiteți altceva? Nu, că nu am altul venit decât numai atât, pensia mea. Și de acolo și eu și băiatul. Bătrânilor le joacă lacrimile în barbă. Nu mai suportă umilința la care sunt condamnați. Banii din pensiile mizerabile abia le ajung pentru mâncare. Mulți își întrerup tratamentele pentru că nu mai au bani să și le cumpere. Nu de puține ori pe seniorii noștri îi apucă disperarea. Nu mai știu încotro să se îndrepte și cui să mai ceară ajutor. Nepăsarea autorităților de cei bătrâni, în special. Asta e, ce să facem. Câte zile mai avem, o ducem așa. Plângeți des, doamnă? Destul. Din ce motive? Din temirce. Când vezi că viața e atât de grea, atâta nepăsare și atâta nesimțire, e dezastru. Mai este de trăit în România? Pentru tineret nu ne pare rău că n-am plecat pe vremea lui Ceaușescu când am avut ocazia. Pentru tineret e greu în România. Că și acolo sunt salariile mici, patronii își cam bate joc de unul care vrea să muncească și să facă ceva. Nu se poate, mai ales dacă ești femeie. Asta e viața în România. Credeți că va plăti cineva vreodată pentru aceste lacrimi ale dumneavoastră? Nu. Nu. Nu, că se vede cum se comportă. Ei se ceartă pentru ciolan și noi de jos suferim. Bătrânii cer puțin respect din partea guvernanților să își poată duce ultimele zile cu demnitate.